salutare, dragi colombofili! Astăzi o să vă prezint niște porumbei de-al mei, voianjori și guțani. În primul și în primul rând vreau să-i fac promovare lui Alex Pigeon. Are niște videoclipuri foarte frumoase despre porumbei lui germani, voianjori germani și învolțați. Alex Pigeon și lui Dragoș Pigeon. Vreau să-i fac o promovare pentru că are și el niște videoclipuri foarte frumoase cu porumbei lui. Acum să merg să aduc porumbei. Acesta este un porumbel din 2018, uitați aripa. Foarte frumoasă. Așa. Este pestriț. Foarte frumos. Să faceți. Ia uitați, stați să-l pun pe acesta într-o mână și să vi arăt peștelor ce fac. Uitați aici, una, le-am legat aripile la ăștia și le-am dat drum. Uite aici o pereche, ce porumbiță, aici ăsta, uitați-l, cucul acesta, și cu asta este perecheat. Sunt împerecheat, se potrivesc? Spuneți-mi în comentarii. Uitați-vă. Și aceasta are ou. Acesta, așa, care îl ține în mână, este puiul acestora doi. Acum, hai să duc aici. Și mă duc să aduc alt porumbel până. Acesta este unul maro, frumos, din 2017. A năpârlit aproape toate penele. Vedeți, de aici se începe, de unde sunt distanțate. Foarte frumos și acest porumbel. O să vă arăt și porumbița fix un pic mai încolo și o să vă spun că este al lui ăsta și îi spune dacă se potrivesc. Aproape toți sunt puiuți, nu au nările mari sau să fie bătrâni. Am doar unul care cred că o să vi-l arăt cu inel de 2011. Este foarte bătrân. Așa am adus-o și pe aceasta. O femeie are puia cu puiul acela cu inel roșu care vi l-am arătat în episodul anterior. Uitați, are galben că l-a hrănit pe nări. Are ochi negri. Și au sângele mie. Uitați inelul. Vedeți? 2016, dar nu focalizează. Nu se vede prea. Da. Așa. Trebuie să te zici. Așa. Foarte frumos de ținut. De care nu știu. Și dacă vreți să le legați aripile, uitați. Numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pene. Și le despărțiți de restul. Și le legați. Și nu o să mai zboare cât au aripile legate de loc. Așa, uitați. Iar acesta este un cuc tare frumos. Uitați ce aripi. Uitați ce cuc frumos. Uitați și în sfârșit. Porumbița. Dar știți acu' este puiul acesta? Uitați, are pana albă în coadă. Uitați-vă bine la el, pentru că este puiul, vă arăt aici acum. Acesta este puiul lor. Spuneți că o să iasă culori frumoase din ei? Așa. Uitați, este alb tot. Uitați-i față. Cam atât cu acest video, dacă v-a plăcut dați un like, abonați-vă la canalul meu și distribuiți-l mai departe. Normal că nu am arătat toți porumbei, că am 31, 28 mari și 3 pui. Nu i-am arătat pe toți, pentru că o să-i arăt în alte videoclipuri. Acum am arătat ceva, în următorul videoclip, altceva. Cu voi a fost Pigeon Racing, până data viitoare, pa, pa!